Bună dimineața, prieteni! E toată lumea pregătită pentru o rundă de distracție la pista de raliuri? Excavatorul Ed, buldozerul Billy, macaraua Charlie. Astăzi pregătim pista pentru marea cursă. Ce ar trebui să facem cu aceste cauciucuri? Se pare că ele trebuie aranjate pe margine. Billy, poți să-l ajuți pe Ed să mute cauciucurile? Poți căra mai multe cauciucuri în același timp. Dar Ed poate căra doar câte unul. Prima dată trebuie să le aliniem, înainte de a pune barierele mai mari în locul lor. Bună treabă, Billy! Poți alinia barierele, până ce Ed continuă să lucreze la cauciucuri. Billy pare că a luat o pauză și se pare că a adormit. Ed, ai cumva de gând să schimbi forma cauciucurilor lui Billy? Ești sigur că o roată pătrată va funcționa? Nu prea cred. Dar ce zici de asta? Un hexagon? Uite, macaraua Charlie e aici să ajute. Roțile rotunde funcționează mai bine pentru tine. Acum să ne întoarcem la treabă. Se pare că pe pistă trebuie amplasate mai multe cauciucuri. Unde să le punem pe acestea, Charlie? Oh, ele trebuie amplasate pe interiorul pistei. Minunată treabă! Mai trebuie câteva. Încă una și am terminat! Acum să o testăm! Toată lumea la linia de start! 3, 2, 1, plecați! Foarte bine, Charlie! Minunat start! Mai repede, Billy și Ed, încă puteți să-l prindeți din urmă! Wow, uite, amândoi l-ați întrecut pe Charlie! Acum intrăm în curbă și se pare că Ed a preluat conducerea. Suntem pe ultima sută de metri, băieți. Și uite, Charlie și Billy sunt umăr la umăr. Uahaha, ce final! Ați făcut o treabă excelentă! Pe locul 3, excavatorul Ed. Pe locul 2, buldozerul Billy. Și marele câștigător pe primul loc, macaraua Charlie. Ne vedem data viitoare, prieteni!